Bună ziua, stimați prieteni! Suntem la cea de-a 23 ediție a analizelor economice, un proiect comun IDIS Viitor împreună cu Privesc EU. Ne puteți urmări fie pe pagina oficială a Privesc EU, IDIS Viitor, sau pe pagina mea iuniță.md. În dreapta găsiți analize economice, acolo vedeți emisiunea de astăzi, cum și celelalte precedente. Începe toamna, suntem în data din 1 octombrie, dacă vine toamna, în Republica Moldova este sărbătoarea vinului. Republica Moldova, de fapt, prin această sărbătoare încearcă să-și creeze o imagine de țară care este țara vinului. Este o imagine care e raportată la numărul populației, la tot ce facem noi. Într-adevăr, suntem o țară viniculă și o putem spune această fermă. Însă, subiectul care vreau să-l discutăm este piața vinurilor și mai în special exportul de vinuri moldovenești în contextul că acum suntem la 15 ani de la primul embargo rusesc asupra vinurilor în Republica Moldova, care a fost impactul, unde suntem noi și cred că voi vorbi din trei perspective. În primul rând, ca volum de export și ca ponderea economiei vinicole în economia națională și în plan global, să vedem unde suntem. Doi, prețurile de export a vinurilor moldovenești, deoarece sunt niște lucruri destul de interesante. Trei, geografia exporturilor, care în opinia mea tot este un subiect extrem de important. Și ca bonus, ce se întâmplă pe piața globală a vinurilor, de ce vreau lucrul acesta să-l analizăm, pentru a vedea unde Republica Moldova se regăsește și unde Republica Moldova poate munci pe această piață globală. Cert este că această industrie, într-adevăr, este carte de vizită a Republicii Moldova. În prezent avem ramuri care volumul de export este cu mult mai mare decât ramura vinului. Dar eu tradițional, atunci când vorbim de exporturi, fie de servicii IT, fie de servicii educaționale sau alte tipuri de exporturi ale economiei noi, o numesc, eu întotdeauna compar cu industria vinului, deoarece asta este cunoscut pentru toată lumea. Știi că Republica Moldova este o țară vinurilor. Haideți să ne uităm la grafice. Deci, din primul grafic observați că Republica Moldova a avut două drame legate de embargoul rusesc. Primul embargo a fost în 2006, a doilea în 2013. Cel din 2006 a fost legat politic, deci a fost unul politic, cel din 2013 tot a fost unul politic și este realegat de semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Dacă ne uităm atent, Republica Moldova, recordul de exporturi care le-a avut ea a fost în 2005, 200, haideți să rotungem cifra, 280 de milioane de dolari exporturile. Deci este maxima noastră istorică, mai mult decât atât, noi n-am exportat niciodată. Apoi a fost lovitura din 2006, exporturile noastre în primul an s-au prăbușit, eu nu mă tem de cuvântul, s-au prăbușit foarte puternic, în a doilea an a continuat căderea și am ajuns la aproape de 3 ori, a scăzut până la 100 de milioane de dolari. Ne-a luat 6 ani de zile ca să recuperăm aceste exporturi, am crescut la 150 de milioane de dolari în 2013. Această creștere a fost pe două dimensiuni. Am recuperat puțin piața rusească, dar și ne-am diversificat, despre aceasta vei vorbi la partea de geografie. Apoi vine iarăși, nu pot să zic embargo, dar iarăși penalitatea din partea Rusiei în 2013, exporturile noastre cad încă o dată și după aceasta ne-a luat încă 6 ani de recuperare. Scurt pe 2. În prezent, Republica Moldova exportă în acest an. Avem o ușoară creștere comparativ cu anul trecut, dar dacă observați atent din grafic, noi practic ne-am plafonat la cifra de 140 de milioane de dolari exporturi anuale, ceea ce este de două ori mai puțin decât am avut cândva în anul 2005 și creșterea din acest an, de fapt, este o recuperare. Anul trecut am înregistrat o ușoară scădere, anul acesta înregistrăm o ușoară creștere, deci din cifrele primare care le avem, putem spune, estimăm că vom ajunge la nivelul anului 2019 înainte de criză. De ce am căzut noi este clar. În anul 2003-2004, exporturile de vinuri moldovenești în Federația Rusă au ajuns până la 80%. Deci 80% din toate vinurile noastre mergeau în Federația Rusă. Fie spus, acum noi suntem fix de 10 ori, sunt 8% doar din vinurile noastre merg în Federația Rusă. Deja de mai mulți ani de zile noi stabil exportăm în Rusie 10 milioane. Haideți să uităm la graficul cu exporturile vinurilor moldovenești în Federația Rusă. Reamintesc că în anul 2002-2003 exporturile vinurilor moldovenești în Federația Rusă era de 80%. De fapt, ramura noastră s-a relansat
După căderea din 91, după ce am devenit independenți, după ruperea tuturor relațiilor, trebuie să fac o mică notă, nu am planificat-o, dar trebuie să reamintim, în anul 2000-2001, în contextul internațional foarte favorabil pentru Federația Rusă, la populația Rusiei a crescut brusc veniturile, oamenii au crescut înclinația consumului de vin și atunci companiile rusești au venit în Republica Moldova, aveau piață de desfacere, ceea ce aveau nevoie de producție. Și de fapt, la noi ramura vinicolă până în 2005 s-a dezvoltat în mare măsură datorită capitalului rusesc, datorită cererii mari de vin în Federația Rusă și noi, de fapt, 80% din vinurile noastre le vindeam în Federația Rusă. A venit primul embargo, care anul ăsta, nu știu cum să spunem, sărbăm, da? Ne aducem aminte, 15 ani, căderea a fost dramatică, dacă vă uitați, în 2007 noi practic n-am exportat nimic în Federația Rusă, apoi puțin ne-am recuperat până în 2013, am fost stabil la un nivel destul de scăzut, vine embargoul din 2013 și din 2014 până în prezent, practic exporturile în Federația Rusă se oscilează la nivel de 10 milioane de dolari sau 8% din toate exporturile noastre. Un lucru important, mi s-a părut să-l notez aici, cine ne-a ajutat pe noi în 2006? Deci atunci când Federația Rusă ne-a impus acel embargo și când s-a prăbușit exporturile noastre, prăbușirea era să fie cu mult mai mare dacă nu se întâmplau două fenomene. Primul fenomen este că Republica Moldova, Ucraina procura de două ori mai multe vinuri din Republica Moldova decât procura tradițional, vă uitați, dacă o an înainte Ucraina a procurat 14,8 milioane de dolari vinuri, în anul 2006 a fost de 31 de milioane de dolari și a doilea țară, după cum vă dați seama, a fost România. De fapt, România până în 2006 nu importat din Republica Moldova absolut deloc vinuri. Volumul de exporturi către 2005 era de 1,6 milioane de dolari, deci practic nu exportam nimic în România. În 2006, după ce embargoul România brusc a procurat din Republica Moldova vinuri la nivel 24 de milioane de dolari, s-au creșterit 15 ori. Vreau să vă spun că după aceasta cererea a scăzut, că de fapt această creștere bruscă din 2006 se datorează exclusiv sentimentului de frățesc a României. Deci românii, într-adevăr, în acel an, știind în ce situație am nimerit noi, pur și simplu au început a procura vinurile noastre, dar aceasta s-a devenit nu a fost strategie foarte bună, deoarece nu poți pe emoții să-ți menții o piață. După aceasta a scăzut, însă în prezent România joacă un rol foarte important. Cert este că 2006 două țări ne-a salvat de la prăbușirea și mai mare, Ucraina și în special România. Ce s-a întâmplat, de fapt? Dacă ne uităm atent, industria vinului, care este o emblemă a Republicii Moldova, din păcate pentru noi ea și-a pierdut din importanța care a avut-o cândva. Eu am luat și am împărțit istoria noastră scurtă a țării în perioade de 5 ani. Dacă vă uitați atent, în anul 2001-2005, în mediu Republica Moldova, vinurile erau 26% din toate exporturile noastre. Deci fiecare a patrulea dolar câștigat de către Republica Moldova a fost din exportul de vinuri. Deci, într-adevăr, noi această memorie care o avem că Republica Moldova este o țară a vinului vine din aceea că noi, fiecare a patra, 25% din tot ce câștigam noi erau din vinuri. După aceasta, după embargoul, primul embargou, avem o scădere până la 10%, iar în prezent vinurile moldovenești constituie doar 5% din toate exporturile noastre. De fapt, ponderea vinului în exportul Republicii Moldova a scăzut de 5 ori. Exact aceeași situație se întâmplă și pe plan global. Dacă vă uitați atent, Republica Moldova, aveți graficul celor mai mari exportatori din lume, în 2005 Republica Moldova, voi avea și un grafic mai târziu, era pe locul 12 cu 1,28% din cota ei pe piața globală. Ca să înțelegeți aceasta 1,28%, este egal cu exportul la 100 de țări cele mai mici care exportă, nu cele mai mici, care au cel mai intră în grupul celor mai mici. Noi, de fapt, avem o piață globală și așa am zis că voi da un bonus unde voi explica în felul următor. Deci avem o piață globală formată din 5 cei mai mari producători care exportau cândva peste 80% din toate exporturile, erau asigurate de 5 țări. În prezent cota lor a scăzut și a scăzut în contul următoarelor 5 țări. De fapt, ce se întâmplă acum? Cei mici îi mușcă pe cei mari. De fapt, lumea este într-o diversificare, lumea dorește diversitate și cei mari, primele 5 țări mari, le voi da ceva mai târziu, continuă să aibă ponderi de 70%, însă țările mici reușesc să rupă din această piață,
reușesc, cu excepția Republicii Moldova, care încă mai are mult de lucru. Republica Moldova în 2019, sunt și datele pe 2020, dar încă nu sunt agregate în forma accesibilă pentru noi. Din acest motiv operez cu 2019, dar nu s-a întâmplat nimic în 2020. Cota noastră a scăzut la 0,37% și noi am sărit pe locul 12 și pe locul 18. Din categoria C, dacă împărțăm țările în grupul A, primele 5 țări cele mai mari, grupul B, următoarele 5, grupul C de Moldova era și acum noi suntem în grupul D, iar în grupul E sunt 150 de țări care în total exportă circa 2%. Uitați-vă, aici aveți graficul cum Republica Moldova pe plan global, deci noi în interiorul țării industria vinului s-a redus din importanță de la 26% la 5%, dar și pe plan extern noi am căzut de pe locul 12 și pe locul 18 în topul global. Și aici am promis că voi face o mică analiză și ce se întâmplă pe plan global. Dacă vă uitați, sunt 5 țări, ele fiecare grup de țară, ele sunt în ordinea în care ele exportă ca mărimi. Dacă observați, în 2005 erau aceleași țări, aveau 75%, aproape 76%, acum au 72%. Vreau să spun că în 2019 a avut loc o ușoară recuperare, țările mari au început să ia o bucată din piață, dar tendința este una foarte clară. Dacă în anul 95 primele 5 țări aveau peste 80% din exporturi, acum sunt în jur de 70%. De fapt, ele pierdut 10% din piață. Din contul cui? Din grupul 2 de țări. În grupul 2 de țări, între SUA, Germania, Noua Zeelandă, Portugalia și Marea Britanie. Ele aveau cândva grupul 2 de țări 8%, acum au cam 16%. Grupul 3 din țări, în care făcea parte și Republica Moldova, tot își crește cota aproape 2 ori. Grupul 4 de țări este la același nivel 2% și noi acum, din păcate, din grupul care crește, am trecut în grupul care stagnează și în sfârșit avem o creștere la restul țărilor mici. Dacă cândva aceste țări aveau undeva 2%, acum sunt la nivelul de 4-5%, dar încă o dată repet, 150 de țări exportă 4% din toate vinurile. De fapt, piața este foarte concentrată și noi suntem pe un segment extrem de concurențial. Dar asta a fost partea tristă. Haideți să vorbim și cu partea de bucurie, că oricum este sărbătoare. Cea mai bun efect care l-am avut noi, deci noi am pierdut piață. La noi volumul de vânzări a scăzut, dar s-au întâmplat două efecte importante. Primul efect este prețul de vânzare a vinului. În perioada 2000-2006, Republica Moldova vindea în mediu, pentru toată această perioadă, cu 78 de cenți un litru de vin. Deci asta se primește undeva un dolar sticla. Deci asta a fost în perioada 2000-2006. După 2007 până în prezent, deci nu am luat un wander, am luat un șir întreg timp de vreo 15 ani de zile, Republica Moldova vinde vinul cu 32% mai scump. De fapt, primul efect al faptului că noi am fost lovit de Federația Rusă este că noi ne-am diversificat piața și am intrat pe alte piețe și alte segmente unde prețul vinului este mai mare. Noi în prezent câștigăm cu 32% mai mult pentru un litru de vin. Însă, această cifră ar fi interesantă dacă nu am comparat-o cu alte țări. Din acest motiv am luat primele 10 țări, care sunt cei mai mari exportatori de vin, și am luat care este prețul lor mediu de vânzare pentru ultimul an. Dacă ne uităm atent, cel mai scump vin de Singapore. Într-adevăr, este o țară cu teritoriu foarte micuț, ei toți sunt exportatori, în primii 10, la ei prețul mediu de vânzare a unui litru de vin este de aproape 38 de dolari. Pe locul 2 este Franța, SUA, Italia, Portugalia și Republica Moldova, dacă observați, este cam la cel mai jos nivel. Nu este ceva rău, deci este o provocare pentru noi. De la 70 de cenți, cum vindeam noi 78 de cenți, am ajuns la un dolar și cred că una din strategiile noastre este să intrăm pe segmentul de cel puțin 2-3 dolari pentru o sticlă de vin. Deci noi nu suntem o țară cu volume mari de vânzări, de aceea noi am putea să ne specializăm pe acest capitol. Deci primul lucru care s-a întâmplat benefic după aceste două lovituri care le-au primit Moldova este prețul de vânzare a vinului. Și al doilea lucru care s-a întâmplat, geografie de export. Haideți să ne uităm cum era piața noastră de export a vinului în anul 2005, înainte de embargoul rusesc. Dacă vă uitați atent pe grafic, de fapt toată exportul nostru este o pată mare, Federația Rusă, după aceea Belarus, Ucraina și am pus și Kazahstanul. Deci în patru țări din fosta Uniune Sovietică noi exportam peste 95% din toate vinurile noastre. Cu excepția URSS-ului sau CSI-ului sau poricliți al cum doriți dumneavoastră, noi, pentru noi cealaltă lume era o lume necunoscută. Republica Moldova
țara vinului, noi tot ne lăudam că suntem țara vinului, țara vinului, dar despre noi nu știa absolut nimic, știți, foarte cunoscuți într-un cerc foarte îngust de persoane. Deci, practic, noi eram dependenți de Federația Rusă, ceva era cu Belarusul, Ucraina, Kazahstanul la nivel de 2%, restul țărilor, deci toată lumea 4%. În anul 2021, deci pot să am datele pe 2021, situația este în felul următor. Da, apropo, ca să fie cifrele cât de cât calitative, am luat media pe ultimii 3 ani de zile. Știți că se întâmplă când un an exportat ceva mai mult într-o țară, în alt an în altă țară, de ce am luat media? În prezent, noi deja avem o are geografică cu mult mai mare. Nu există o țară care să domine. Primele 3 țări au mai puțin de 50%. Pe primul loc este Belarus cu aproape 21%, pe locul 2 România cu 12%, pe locul 3 Rusia cu 11,8%, apoi urmează alte țări și vedeți, restul țărilor avem 15%. Deci noi, pe lângă primele 10 țări unde avem exporturi destul de importante, avem o gamă foarte mare, o are extrem de mare de țări unde noi exportăm vinurile. Ca să fie graficul mai înțeles, am făcut graficul într-o formă așa mai vizibilă, unde exportă Republica Moldova. Observați foarte clar, România, cea care ne-a salvat în 2006, după aceasta, cred că și datorită faptului că o companie viniculă s-a listat la bursă în România și vede România ca o piață de desfaceri, cel puțin în prezent Republica Moldova este stabil prezent în România, o țară viniculă. Totodată observați că Republica Moldova este foarte bine prezent în Georgia, tot o țară viniculă. În Cehia și deja Belarusul tradițional este o piață care noi am avut-o cândva și care o avem în prezent. Concluzia vine în felul următor. Republica Moldova a trecut, industria noastră viniculă a trecut prin cea mai mare dramă care ți-o poți imagina. 2 lovituri puternice care în mod normal nu trebuia să reziste, dar tot și a rezistat. Deci eu nu cred că noi mai avem în țara noastră o altă ramură care a primit lovituri atât de puternice. Aceste 2 lovituri ne-a dus la ceea că noi volumul de vânzări a scăzut dramatic. Noi până în prezent am recuperat doar jumătate din potențialul nostru. Industria viniculă a scăzut importanța noastră pe plan global destul de puternic. Practic de 3 ori am scăzut pe plan global, chiar mai mult, și în interiorul țării importanța industriei vinicole a scăzut de 5 ori. Însă, partea bună este că după acest embargo, la noi s-a diversificat enorm area geografică. Noi în prezent avem exporturi în 10 de țări, exporturi substanțiale, care este incomparabil. Imaginea care ați văzut-o în prezent este incomparabil mai frumoasă decât era în trecut. Dacă poate colegul meu să întoarcă înapoi imaginea cum erau exporturile cu aceste două patrate din 2005-2021, vedeți că în prezent este incomparabil mai bun. Și doi, datorită piețelor noi, datorită geografiei noi, datorită faptului că noi am schimbat în general tot ce înseamnă marketingul, producția, s-a creat instituții specializate, statul contribuie cu bani la promovarea vinului, noi în prezent vânzările unui litru de vin al Republicii Moldova este cu 32% mai mare decât a fost în trecut. Însă, ca concluzie pot spune două lucruri. Republica Moldova are mult de lucru pentru a recupera înapoi poziția ei pe plan global unde a fost și doi, Republica Moldova are de lucrat ca să intre pe un segment cel puțin următorul segment de prețuri, în felul acesta să creștem încasările de valută, de la exportul de produsul care noi tradițional continuăm să-l numim produsul care este simbolul Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să ne auzim data viitoare la un subiect la fel de interesant cum a fost, sper și acesta de astăzi. O zi bună!